Corvinul Hunedoara din nou în deplasare. Albi Albaștrii joacă mâine 29 august de la ora 17:30 cu FC Argeș pe stadionul orășenesc din Mioveni, în play-off-ul Cupei României. Președintele clubului Corvinul, Sorin Cimpoca, spune că este o perioadă dificilă și pentru jucători, mai ales după lovitura încasată de la Federația Română de Fotbal, care a decis, în urma unor contestații depuse de alte cluburi de fotbal din țară, ca echipa de pe Cerna să nu poată promova anul acesta în Liga 1. Din nou meci, avem în Cupa României cu altă contestatară noastră, FC Argeș. Vă dați seama că și pentru ei nu este ușor, fiindcă pentru noi jucăm 3 meciuri într-o săptămână. Toate în deplasare. Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor noștri care ne susțin. Și vin cu noi peste tot. Când suntem în deplasări, vreau să le mulțumesc că sunt așa, când vedem că vin și intră pe stadion, parcă pe cuvânt simțim, oricât ai fi de supărat și asta simți și băieții transmit asta. Și galerii vreau să le mulțumesc în special că chiar peste tot vin cu noi și susțin echipa, că-i ploaie, că-i vânt și asta, și băieții aia chiar fac niște sacrificii mari și le mulțumim pentru tot și tuturor oamenilor care sunt alături de noi și așteptăm să vină la meciuri.